Pe mine mă cheamă Robert McMaster, sunt din America, din Michigan. Și am început un club de, adică o echipă de jiu-jitsu brazilian în 2006 în raionul Cahul, satul Burlacu. Și acum s-a crescut jiu-jitsu brazilian în Moldova și am ajuns aici. O să vorbim despre istoria jiu-jitsu, scopul și pe urmă o să facem un fel de antrenament și o să arătăm niște tehnici din jiu-jitsu. Jiu-jitsu este o luptă să aibă loc la sol. Deci e foarte aproape de judo sau lupte sau alte sporturi de grappling. Dar e ceva nou aici, am înțeles, și o să arătăm niște tehnici. Sunt Bălea Alexandru, sunt originar din satul Burlacu, raionul Cahul. Eu sunt dintre primii elevii lui Robert McMaster, omul care a adus BJJ în Republica Moldova, adică jiu-jitsu brazilian. Și noi, la invitația clubului Taur, am venit să facem un mic seminar aici și mâine va urma un antrenament. Ce reprezintă BJJ-ul, jiu-jitsu brazilian? Este un stil de luptă care începe în picioare, după care continuă lupta la sol. Și se oprește lupta atunci când adversarul bate, adică cedează. Nu mai poate să mai lupte, este finalizat, strangulat sau este prins într-o luxație de braț, picior și se predă. Bate în saltaua de 2-3 ori sau pe adversar și se oprește lupta. Este un stil de sport foarte răspândit pe tot globul pământesc, deoarece a avut succese în MMA, adică în luptele din cușcă, unde s-a dovedit a fi cel mai eficient la sol, unde fără nicio lovitură unii din sportivi au reușit să învingă, adică prindeau un braț, un picior, o finalizare și se termina lupta. Și noi ne propunem să dezvoltăm acest stil de sport la sudul Republicii și în genere în toată Republica și să aducem la cunoștință băieților care sunt interesați de acest stil de sport, să cunoască și ei cât de cât și după asta vom progresa și noi, încet, încet. Totul se începe de jos și crescând ajungem, sperăm să ajungem pe culmele succesului. Sunt Flore Vadim, sunt antrenor la clubul sportiv Taur. Această idee am avut-o foarte de mult, numai că n-am avut ocazia și n-am avut antrenori și sportivi potriviți care poate să-mi predea așa fel de seminar. Deci în clubul nostru am început din toamnă să practicăm lupte mixte și jiu-jitsu brazilian face o parte din majoritatea luptelor mixte, în special MMA. Deci toți luptătorii trebuie să cunoască jiu-jitsu brazilian. Am avut ocazia și am găsit antrenori buni, i-am invitat la noi în club și deci nu ne-au refuzat. Mulți pentru așa fel de antrenament cer mulți bani. Băieți, așa antrenament nou și vouă în special oferă gratis. Trebuie să ne folosim de asta și să spunem mulțumesc. Așa e, cred că dacă să mai avem ocazii, dumnealor să mai vii, deja am stat de vorbă, să răspândim acest stil la sudul Moldovei. Așa e? Bun, băieți, acum dau cuvântul lui domnul Robert. Așa e? Bine ați venit! Pe mine mă cheamă Robert, o știți deja, sunt din America, știți unde? După accent? Da, Michigan. Asta e Sandu, colegul meu. Acum coleg, am fost elevul lui primul. Adică el a fost un profesor al meu, eu de la dumneavoastră am învățat prima dată un stil de luptă de contact. Jiu-jitsu brazilian e luptă de contact. Poate să fie pun, poate să fie, nu știu și eu, azar, iuco, cum ar fi. Nu se dau puncte până nu îmi ții 3 secunde. Adică eu l-am uitat pe Robert a căzut, am ținut 3 secunde și am luat 2 puncte. 2 puncte pentru proiectare. Oricare tip proiectare, nu se interzice ca la judo. Intră la două picioare, bloc, iar a făcut proiectare, la judo doate, două puncte. Dacă eu am ajuns, am făcut proiectare și am ajuns în spatele picioarelor lui Robert. Asta se numește gardă, e gardă deschisă. Gardă deschisă
deoarece sunt picioarele deschise. Gardă închisă, când el are prinsă picioarele. Demigardă, când el îi merge numai un picior, îi prins și luptă din demigardă. Gardă pe jumătate. Demigardă. Și sunt multe feluri de gardă. Este spider guard, butterfly guard, fluturi gardă, fluturi și tot așa mai departe. Așa, acum am ajuns aici. Trecem la punctaj, la puncte. Eu am făcut proiectarea, am luat două puncte. Am ajuns în poziția de gardă. El adică s-a apărut picioarele și nu-mi nevoie să depășesc. Eu am depășit picioarele lui și am ajuns în lateral, am menținut 3 secunde, iar am luat 3 puncte. Depășirea de gardă pe 3 puncte. Proiectarea 2 puncte, depășirea de gardă 3 puncte. Gândind 3 secunde. Acum s-a schimbat regulamentul, trebuie să menții fiecare plus 3 secunde. După asta, genunchi pe abdomen. Adică, genunchi pe abdomenul lui. Trebuie să menții la fel 3 secunde, dar să ai control. Mâna în rever, în guler, și o mână în pantalon, în centură, ori aici, în kimono, ca să menții control. Să vadă arbitru, să menții control. Nu mai pus aici și el să-mi doar șește, n-ai luat puncte. Menții 3 secunde aici, piciorul trebuie să fie întins. Dacă ai venit piciorul aici, ai luat doar un avantaj. Trebuie să fie piciorul întins. La ținut 3 secunde, ai luat încă 2 puncte. După care, treci în control deasupra, sunt 4 puncte. Cel mai bine punctat e control deasupra și control spate. Acum treci în control spate. Aici ai ajuns, stai în control deasupra, ca să menții bine poziția, ca să nu te arunci adversarul sau să iasă. Când ești mai jos, vii cu picioarele și prinzi picioarele lui, ca să nu ai bine control, să ridici în pod, să te arunci sau nu știi cum. Și vii pe adversar. Ca să izolezi mâinile, vii sus și e izolat mâinile. El nu poate să mai împingă și să iasă. Îndă mâinile el acum trebuie să finalizeze. Acum e când dacă vine pe butter, și e la spate. Dacă el stă jos, trebuie să fiu cu amândoi genunchi salteau și eu la fel 4 puncte. Nu contează, dacă vine din control deasupra, control spate, încă 4 puncte am luat. Dacă stau așa, n-am luat puncte. Trebuie să fiu amândoi genunchi. Dacă el se ridică în genunchi, el, aici, trebuie să bag amândouă picioare cârlige să fie, adică cârlige să nu fie să fie. Le bag aici, între picioarele lui. Dacă am un picior băgat și un așa, n-am luat niciun punct. Am un avantaj. Dacă am prins aici și am prins picioarele așa, n-am niciun punct. Nimic. Și aici mă expun eu singur să-mi fac finalizare. Vine cu piciorul opus care stă picior și el înforțează încheietura de aici de la picior. Așa. Și dacă vii și prins triunghi în jurul, tot n-ai niciun punct, doar avantaj. Și asta e cu puncte. Acum să mai dau puncte și din inversare. Ce înseamnă inversare? Inversare e când eu, fiind în spate, duc pe adversarul meu care e sus, așa se consideră că e sus, ori în picioare, ori în genunchi de sus, duc pe dânsul spate și vin deasupra. Și îl mențin 3 secunde. Dacă el se ridică, se scoală, se întoarce și nu stă acolo pe spate 3 secunde sau jos, nu se dă niciun punct. Se dă un avantaj, pentru că am încercat să fac o inversare. Și inversare ce înseamnă? Mai inversat, pe adversar cu... Am ajuns, am menținut 3 secunde, am luat 2 puncte pentru inversare. Așa, punctajul, proiectare 2 puncte, depășire de gardă 3 puncte, genunchi abdomen 2 puncte, control deasupra, control spate, controlul spate și deasupra, 4 puncte și inversare 2 puncte. Asta e punctajul care poți alege. Și în competiții, când ai vorbit de clasă de competiții, mulți luptă pentru puncte și poți iei, adică aceeași poziție poți iei mai multe ori și iei puncte. Dacă nu într-o poziție inferioară, una superioară, ai luat puncte. Și acum să dăm drumul la încălzire și după asta ne apucăm de treabă. Deci mă treabă. Exterior. Mâine după ceasă. Spatele. Încălzăm. Acum prindem priză. Mâinile prindem priză. Și ne rupim spre stânga. Hai,
direct, da? Așa, dar nu... Ce-am lăsat fapturilor mânii, că nu pe exterior, le rătim în interior. Calculăm. El de acolo, din gata, vine și odată la spate să facă mie finalizare. Că trebuie să depășească picioarele astea cu gata. Ce? Care deschide de așa? Așa? În primul rând, trebuie să am bază, jos, așa. Trebuie să cad pe bine. Da? Doilea? Ce? E greu. Nu pot să mă întorc. Adică bază putem deschide picioarele de pe. Și postură. Nu vreau să nu fie aici, că de aici eu pot să cresc fac trambulare. Ori aici mă duc fac trambulare, ori mă duc după alta, ori de aici când e aproape, mă duc după o plată, trimuni, tot așa mai departe. Tot cum vreau să fac postură. Deci, și nu spate așa. Și nu spate, dacă eu sunt spate așa, e bine. Bine, stai, eu cum? Poziții deasupra, foarte bun. Și așa, deasupra, poți să mă vedeți, dragi. Da, în primul rând... Vingem transaporul, decât că nu n-ai înclinat sub un unghi, ia să duci în partea și mai ușor o... Sub principiul ăsta lucrează așa, mâna. Dacă el ați fi un pic înclinată și ați pună forță, ia să mă ridic ca să-l trag cu mine. Ați fi mâna dreaptă? Nu. Detalii mici, dar importante. Puteți să faceți și ferghi, dar e puțin mai greu. Dar trebuie să faceți, mai ales postură, da? Bine. Așa, am blocat aici. Doi, depinde unde vreți să faceți. Unii fac aici, unul aici. Unii vreți să ia priză cu a doua mână, ori pe centură, ori pe pantalon. Depinde de înălțime. Da, și depinde și de cum ți se înțelupte și ar fi de pantalon mai dorit de ce. Deoarece pantalonul mai departe, de jumătatea mea nu poate să ducă, dar centura dacă e mai slabă, legată, poate rădiști tu mai sus. Și da, și scopul meu e ca să fie o priză mai sus și una mai jos. Și dacă ați de pantalon, eu, când se împingă, n-ar să ducă mai departe. Dar centură poate să vină cu așa, dacă ești la plecat. Bine. Acum controlez poziția, poziția, da? Acum pot să miști puțin la stângă. Mână stângă. Genunchi drept. Aici, sub în bază. Sub șoldurile mele. Sub bază. Da? Aici. Și împing aici. Și vreau să ies în spate. Asta ca să deschizi garda. Aici, postură. Puțin aici. Și ați văzut? S-a mișcat genunchi. Nu mai stați perpendicular. El să te perpendicular pe mine, s-o străduiți să vină paralel cu mine. Când schimbi șoldurile unghiul, el singur automat de la sine picioare nu poate să mai țină, că distanța asta vine mai mare. Вид борьбы джиу-джитсу очень интересный, новый у нас. Начинаем практиковать его, нам нравится. Есть сложные моменты, есть легкие нюансы, которые мы встречали в дзюдо, встречали в вольной борьбе. Но для работы в стрит-файте, в направлении, в котором мы занимаемся, очень хороший вид.